Da, gașcă, story number 3, 28 august. Priviți. Din coace e marea. Din coace e marea. Foarte frumos loc. Foarte, foarte frumos. Mie îmi place. Vezi, locul ăsta îmi place mult. Ultima cronometrare aveam 19 km până la Gallipoli. Dar până acolo mai mult. Asta mi-a zărit în cale și îmi place imaginea asta. O imagine din filme. Simt să fiu așa ceva. Nu o prea mai văzut. E foarte frumos, foarte frumos. Păcat că e cald ca șurca până sus acolo, până sus pe vârful ăla. Uite, până acolo aș urca. E cald. Aș urca și mi-aș face o poză acolo sus pe vârful pietrei. Ai, ce și ce? În 20 minute sunt acolo, da? Nu, asta e ideea, că e cald. Puf. Și mă și obosesc. Dacă e cald, căldură. Cam așa e. Da, cum vedeți, mă duc înainte, înapoi vin și apa e aici și la mine pe față, apă bucătărnă destulă, nu e problema, mergem. Foarte frumos aici, aici îmi place, aici chiar îmi place cum arată așa, aici e comparabil. Parabil, frumos aici pe la plajă și din Ardo Vidos, adică problema că ar fi aici loc. E frumos aici, a? E frumos aici, deja e cu pădurea, bine, pădure de boscheți. Cum am zis, cu păduri de, cum sunt la noi în România, n-au. Ai, n-ai să vezi așa ceva. Nici nu există. Nici nu există. Am văzut undeva, să nu vă mințesc. Am văzut undeva, să nu vă mințesc. Dar foarte puțin. Foarte puțin. Deci păduri ca în România, n-o să vedeți niciodată aici în Italia. Astea sunt păduri de boscheți. Și de tot felul de copaci în ăștia bășune. Da. Acum ce că m-aș băga pe un munte, pe o pădurice, că deja așa am văzut harta, că mă duc într-o pădurice, par național. Bășune. Uitați aici, ăștia-s copaci, mă. Hai, mă. Ești acolo câte unul și acoperiți de multe tufișe. Come on, guys. Ce să vezi? Uitați, mă pun lângă ele, îți mai marca ele. Așa să vedem filmare că mamă ce mari e. Bine, alea-s mari. Alea-s de 4-5 metri, da. Mă refer ce pe lângă ele. Alt drum. Deranjată, lasă mă salut. Că... Da. Păi cum vedeți, băieții,
drumul meu pe aici. Și mă duc înainte. Aici un pic mai răcoare, pentru că e umbră, de aia e mai răcoare. Of, mere mai departe, calmă, calmă, când e calm n-ai chef de nimic, mă. N-ai chef nici de povestit, nici de nimica. Nici să-mi fac o discuție pe live, pe... Asta e foarte cald. Foarte, foarte cald. Și acum chiar am vrut să profit să filmez chestia asta, că e mai rar întâlnită. Pădurile astea de braz, de pini, că nici nu-s braz, sunt pini, sunt mai puțin interesanți, dar e ok. Da, cam asta e, băieții. Eu mă duc mai departe. Mă duc mai departe, 19 km până la destinație, așa și mi-am spus că eu mă voi odihni. 19 km, dar până acolo îi de mărs. Îi de mărs, văd o curbă în față, ceea ce nu-mi place, că mă duce în altă direcție și până acum mă duc pe linie dreaptă, da? Până atunci ce să vă zic, băieții, aici e problema, aici e cealaltă problemă, după cum vedeți apa, nu e nicio problemă, deja mă apropii de apă, aici pădurea de boscheți, că nu pot să numesc pădure de copaci. 20 metri în pădure, mai mult nu pot să intri. Nici nu pot să intri în pădurea asta. Da. Nu, că tati spini și... Da, e bun, oricum asta e locuită de poșmistreț, că se vede pe ea. Aici ar fi locul perfect pentru ei, pentru vulpi, iezuri, deri, adică deri, cerpi, căprioare și așa mai departe. Aici un loc perfect pentru ei. Și la fel și pentru pușcă. Băieți, am pupat. Ce să vă zic, cam asta e story-ul 3 pe astăzi. Doamne ajută, ăsta sunt eu. De acolo vin. Și în direcția asta mă duc. Nu prea aici arăta decât asta. Doamne ajută.